Casa Județeană de Pensii Maramureș aduce la cunoștința pensionarilor care nu au fost găsiți la domiciliu și a celor care din diverse motive nu și-au actualizat datele privind domiciliul actual, procedura de recuperare a deciziilor. Astfel, în conformitate cu prevederile convenției încheiate cu Compania Națională Poșta Română privind distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor, predarea către destinatarii plicurilor care conțin deciziile se face după legitimarea și în baza semnăturii acestora. În situația în care destinatarul nu este găsit de către factorii poștali la domiciliu, decizia va fi înmânată unei persoane majore din familie sau, în lipsa acestuia, oricărei alte persoane majore care locuiește cu destinatarul sau care, în mod obișnuit, îi primește corespondența. Dacă livrarea în condițiile de mai sus nu se poate realiza, salariatul poștal avizează destinatarul despre trimiterea poștală. În situația în care nici după avizare decizia nu a putut fi predată în termen de 2 zile, se face reavizare. În cazul în care nici după avizare și reavizare nu s-a efectuat livrarea, deciziile recalculate pot fi ridicate în termen de 20 de zile calendaristice de la data avizării de la oficiile poștale, cărora le aparțin beneficiarii, conform domiciliului declarat la Casa Județeană de Pensii. După expirarea termenului de 20 de zile calendaristice, deciziile se vor întoarce la Casa Județeană de Pensii Maramureș, se arată în informarea transmisă de reprezentanții instituției. Conform prevederilor legale privind sistemul unitar de pensii publice, beneficiarii aveau obligația ca în termen de 15 zile să comunice Casei Județene de Pensii modificarea domiciliului.